show, Red Corner, Alexandru Stanica-Stan. Și în aplauzele dumneavoastră în colciu roșu, Alexandru Stanica-Stan. A kickboxing super fight in the light heavyweight division. Introducing first, fight out of the blue corner. He stands 182 centimeters tall and weighed in at 82.6 kilograms. Making his professional debut here under the Dynamite Fighting Show spotlight tonight from Baia-Mare, Romania, is Alexandru the Bomber. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner. He stands 181 centimeters tall and weighed in at 85.85 kilograms with a professional record of 4 victories, 6 losses, and 1 draw. He is a two-time Romanian national boxing champion, fighting out of Baia-Mare, Romania, Alexandru Stanica-Stan! And your referee in charge of the action at the bell, Yamato Zaharia. Undercardul galei Dynamite Fighting de la Baia-Mare. În primul meci avem doi luptători de aici din Baia-Mare. Este vorba despre Alexandru Mercean și Alexandru Stan. Sunt cei doi sportivi. Mercean, luptătorul cu mănușile albastre de la IO Gym, Florin Cardoș este omul care se ocupă de el, care îl antrenează. De partea cealaltă, Alexandru Stan are mănușile roșii. Un sportiv de 32 de ani, acest Alexandru Stan. 4 victorii, 6 înfrângeri. Un meci terminat la egalitate. A început prima repriză cu Mercean, care ține centrul ringului. Luptător de gardă invers, Mercean. Se duce, îl ia în brațe pe adversarul său după ce a trimis o lovitură. Da, low kick-ul foarte bun pentru Stan. Sunt loviturile lui Stan la capul adversarului. Multe lovituri trimise de cei doi în aer. Acum low kick-ul foarte puternic, foarte bine executat pe interior pentru Stan. Stan a început cu aceste lovituri care îl țin la distanță pe adversar. Am văzut și o frontală la corpul lui Mercean. Mercean are probleme în a contracara aceste lovituri low kick-uri. L-am văzut pe Mercean. A încasat toate loviturile joase de picior pe interior și Poate la un moment dat să cedeze acel genunchi drept. Am văzut, deja este roșu în acea zonă. În colțul ringului acum Stan, încasat de stângă de adversarul său. Iese foarte bine cu serie de brațe Stan. Câteva lovituri la capul lui Mercean, care trimite și el direct cu brațul din spate. Spuneam, luptător de gardă inversă, Mercean. Acum continuă cu aceste lovituri Mercean, încearcă să se apropie de adversarul său, nu puntează foarte puternic, foarte puternic. Stan cu încă lovitură la capul lui Mercean, ratată. Low kick, 2 lovituri la capul lui Mercean, o primă repriză bună pentru Stan, dar care încasează o lovitură de adversarul său. S-a dezechilibrat un pic pe cărzile ringului Stan. Ultimul minut din prima repriză. Cu Mercean în atac, 2 lovituri trimise din nou de Mercean la capul adversarului. Puternic la corp acum pentru Mercean.
Încă o lovitură bună trimisă de Mercean la capul lui Stan. Stan a făcut foarte bine în debutul acestui meci cu o tactică prin care a încercat să țină la distanță pe adversarul său și a reușit acest lucru cu lovituri joase de picior. Acum poate că obosit un pic, are ceva probleme Stan și încasează din nou o lovitură în croșet de stânga, low kick-ului Stan. Bine, încă o dată, low kick pentru Stan, încă unul pentru Stan. Da, se încheie prima repriză, Yamato Zaharia îi potolește pe cei doi. O primă repriză cu un început bun pentru Stan, continuarea și finalul mai curajos pentru adversarul său, pentru celălalt Alexandru din ring, este vorba despre Alexandru Mercean. Relorile din prima repriză cu atacurile celor doi. Spuneam, aceste low kick-uri l-au ținut la distanță bine în debutul meciului pe Mercean. De partea cealaltă, Stan a avut probleme pe final, atunci când Mercean a venit aproape și a avut acele low kick-uri de braț foarte bune. Fit Expert Baia Mare este sala la care se antrenează Stan. Iulian Ungur este antrenorul său. Start în repriza a doua din cele trei programate. Mercean a încercat și în prima repriză și a reușit să țină în centrul ringului. Din nou pornește în atac, foarte bine a lovit cu brațul drept. Pasul înainte pentru Mercean, care vine cu câteva lovituri la capul adversarului. Dynamite Fighting Show pentru a doua oară la Baia Mare în istoria acestei organizații. A fost în 2021 egal aici în plină pandemie atunci, unde au avut voie doar undeva la 1000 de spectatori în sală. Acum sala este archi plină, cred că era undeva la 50% capacitatea atunci permisă. Acum 100% sold out acest eveniment. Foarte bune loviturile lui Mercean, care l-a prins pe Stan. Un pic de dirty boxing acolo pentru Mercean, ținut adversarul său cu o mână și a lovit cu cealaltă. Stânga la cap, ratează multe lovituri cei doi. Suntem la jumătatea reprizei a doua. Mercean a ținut centrul ringului în această rundă a doua. Continuă să pună presiune pe adversarul său Mercean, încă o stângă trimisă la capul lui Stan, care se retrage acum din colțul ringului. Secunde rămase din această repriză cu Mercean, care continuă să pună presiune pe adversar și acum l-a pus cumva la pământ. Dar nu a punctat. Foarte bună contra trimisă de Stan, o lovitură cu brațul stâng. Încă un genunchi al lui Stan, care l-a dus puțin înapoi pe adversarul său. Ne apropiem de finalul acestei reprize cu Stan, care îl ține la distanță pe Mercean.
Da, s-a terminat repriza. A treia repriză din tot atâtea programate pentru acest match din undercard. Un super fight între Mercean și Stan. Mercean, luptătorul cu mănușile albastre, Alexandru Stan, cel cu mănușile roșii. Două reprize bune pentru Mercean, care a tot pus presiune pe adversarul său, a ținut centrul ringului, a încercat să ducă lupta de aproape. S-a simțit mult mai bine când a fost aproape. Loviturile de braț pentru el au fost cele care și-au atins ținta. De partea cealaltă, Stan a încercat multe lovituri și tocmai de aceea genunchiul sau zona genunchiului drept al lui Mercean pare afectată. Roșie din nou lovitură în acea zonă. Iese puțin prin corzile ringului Stan, care se ridică foarte repede. Dreapta, stânga la capul lui Stan. Două lovituri bune și o frontală ca răspuns pentru Stan. Cearcă să vină aproape. Mercean trimite lovituri în aer. Acum un clinch între cei doi. Yamato intervine. Yamato Zaharia îi desparte cei doi. Mercean imediat trece la atac. Se duce peste adversarul său. Încearcă să iasă de acolo din colț. Stan și alunecă, se ridică. Tot încearcă Stan să stea la distanță, trimite un low kick pe exterior de această dată. Vin două lovituri ale lui Mercean, încă o stângă puternică a lui Mercean. Genunchi acum, stânga dreapta la cap pentru Mercean. Incomodat de corzi, Stan a picat, s-a ridicat repede. Mercean caută o lovitură decisivă. Asta a făcut în această repriză a treia. A încercat o lovitură cu care să-l pună jos pe adversarul său. Low kick. Schimburi de low kick-uri între cei doi. Stan din nou le ia în brațe pe adversar. Mercean ținut acolo. Încă două lovituri pentru Stan și Merceanul leargă acum la propriul adversar. Atacul lui Mercean, stângă la capul adversarului și o dreaptă, îi pică proteza lui Stan. Mercean a avut o serie bună, dar este numărat Stan. Corect, corect, a refuzat lupta, a scuipat proteza. Se reia meciul, o luptă bună pentru Mercean în această seară, care a și reușit să-i administreze o numărătoare adversarului. S-a văzut la Mercean faptul că în colțul său stă un boxer adevărat, este vorba despre Florin Cardoș, mult mai bun la loviturile de braț Mercean față de adversarul său. Momentele importante din
această luptă, cele din repriza a treia, momentul în care a fost numărat Stan. Și așteptăm decizia oficială. Alexandru Mercean câștigă acest meci. 3-0, toți arbitrii l-au văzut învingător pe Mercean împotriva lui Alexandru Stan. Domnilor și domnilor, invităm aici, alături de noi, pe Ioana Cosma. Ioana Cosma, te așteptăm aici în ring și pe sportivii noștri. Vă rugăm frumos să rămâneți aici. În aplauzele dumneavoastră, Baia Mare să face puțină gălăgie pentru Ioana Cosma și pentru Alin Hoiu. Bună seara, Baia Mare! Alin Hoiu este alături de noi. Alin, deja ne bucurăm de atmosferă extrem de încinsă. Bine, și Francesca o încinge, dar toată sala și sportivii aceștia minunați, și aș vrea să vă aplaudați voi pe dumneavoastră, așa noi vă aplaudăm de aici. Ce seară ne așteaptă! Bună, Ioana, da, într-adevăr, ce seară ne așteaptă. Mi-aduc aminte că în urmă cu 3 ani am fost la Baia Mare pentru gala cu numărul 12 din Dynamite Fighting Show. Am fost puțin cu ghinion, era pandemie și n-am avut voie decât 25% din capacitate. De data asta mai este aproape o oră până începe main card-ul și sala este deja plină. Nu putem decât să fim onorați că ne-am întors în Baia Mare pentru acest eveniment special și ne dorim din tot sufletul ca toți cei care sunteți aici să vă bucurați de un spectacol minunat. Da, și vor fi foarte mulți sportivi din zonă și galerii, am văzut galerii deja, oamenii sunt pregătiți pentru aplauze în această seară, dar haideți să le spunem ce surprize avem, mă rog, veniți cu această piramidă, care e, nu interesantă, este foarte interesantă. Da, așa este, avem câteva surprize, câteva noutăți de fapt pentru această gală. Avem în premieră un turneu piramidal de 8 la categoria mijlocie. 8 dintre cei mai buni sportivi de la această categorie în România se vor confrunta astăzi, într-o singură seară, pentru a obține centura de campion. Învingătorul va trebui să câștige 3 meciuri în această seară, deci practic va fi un efort incredibil din partea lui și sperăm că la final va reuși să câștige și simpatia publicului. Și eu sper ca la final publicul să plece fericit. Ultimul meci este main eventul acestei serii. Zine câteva cuvinte. Da, într-adevăr, ne bucurăm că a reușit să aducem un titlu intercontinental în România. Andrei Ostrovanu, suceveanul care s-a mutat la Baia Mare și acum este băimărean cu acte în regulă. Primul sucevean devenit moroșan, nu e invers. Va lupta pentru centura intercontinentală ISCA împotriva lui Omar Moreno, un sportiv din Statele Unite ale Americii, un sportiv cu experiență foarte mare, mai ales în Muay Thai. Are meciul inclusiv în Glory, are un palmares pozitiv în Glory. Și cred că va fi apogeul carierei de până acum al lui Andrei Ostrovanu și evident, dacă va reuși să câștige acest meci, va mai face un pas foarte mare în cariera lui. Bună, îți mulțumesc tare mult, Alin! Încă un rând de aplauze, dacă vreți, pentru sportivii care se vor lupta în această seară. Francesca, ne întoarcem la voi. Mulțumim foarte mult! Peter, ai cuvântul! All right, ladies and gentlemen! Thank you.